Bună seara, bun găsit la Obiectiv. Un muncitor în vârstă de 33 de ani a fost la un pas să-și piardă viața după ce a căzut de la o înălțime de 5 metri în timp ce efectua reparații la un aparat de aer condiționat în incinta unui magazin de piese auto din Târgu Jiu. Bărbatul a căzut din zona unde executa lucrarea, a trecut prin tavan și s-a prăbușit peste o altă persoană. Ambii au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Polițiștii au deschis dosar penal pentru nerespectarea normelor legate de sănătate și securitate în muncă. Un bărbat de 43 de ani, în timp ce efectua lucrări de reparații la instalația de climatizare din tavanul fals al unei societăți comerciale din Târgu Jiu, s-a dezechilibrat și a căzut prin tavanul fals peste un bărbat de 34 de ani, lucrător comercial care se afla în magazin. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal pentru nerespectarea normelor legale de sănătate și securitate în muncă. Poliția municipiului Târgu Jiu a fost sesizată prin apelul 112 cu privire la faptul că la o societate comercială din localitate a avut loc un accident de muncă soldat cu victime. Cercetările efectuate de polițiști la fața locului a reieșit faptul că un bărbat de 43 de ani, în timp ce efectua lucrări de reparații la instalația de climatizare din tavanul fals al societății comerciale, s-a dezechilibrat și a căzut prin tavanul fals peste un bărbat de 34 de ani, lucrător comercial, care se afla în magazin. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal pentru nerespectarea normelor legale de sănătate și securitate în muncă. Reprezentanții Teme Gorj au mers la fața locului pentru a evalua situația și au cerut de la angajator dosarele de cercetare a evenimentului pentru avizare. Incidentul petrecut astăzi într-un magazin de piese auto din Târgu Jiu va fi cercetat de către angajatorii celor doi salariați implicați și dosarele evenimentului urmând a fi depuse la Teme Gorj pentru avizare. Cei doi muncitori au fost transportați la spitalul din Târgu Jiu pentru acordarea de îngrijiri medicale. Soția unui jandarm gorjean a cerut ordin de protecție împotriva acestuia după ce angajatul Ministerului de Interne a snopit-o în bătaie chiar în propria locuință. Mai mult, bărbatul cu care își împarte viața de un deceniu și jumătate a amenințat-o cu moartea dacă nu părăsește apartamentul în care locuiesc. În urma loviturilor primite, femeia care lucrează la spitalul din Târgu Cărbunești a avut nevoie de 9 zile de îngrijiri medicale. Instanța de judecată i-a interzis jandarmului să se apropie la mai puțin de 100 de metri de soție, dar și de locul de muncă al acesteia. Scandalul a avut loc într-un apartament ANL în care locuiește mai mult consoarta jandarmului decât acesta, bărbatul petrecându-și majoritatea timpului liber în casa pe care o deține în comuna Căpreni. Potrivit instanței de judecată, femeia a fost supusă unor chinuri groaznice chiar de către cel cu care își împarte viața de un deceniu și jumătate. În data de 18 iunie 2018, la ora 6:20, a venit în apartamentul din Târgu Cărbunești, unde a bătut-o, a doborât-o, a târât-o de păr prin tot apartamentul, scoțând-o forțat din locuință, spunându-i să plece. A amenințat-o cu moartea, urmând ca acolo să stea fiica sa majoră din altă căsătorie. A mai arătat reclamanta că în urma leziunilor provocate i s-a eliberat un certificat medico-legal, fiind necesare 8-9 zile de îngrijiri medicale, și că soțul său este o persoană foarte violentă și este teamă de el. Se arată în motivarea deciziei de impunere a ordinului de restricție pentru jandarmul violent. Încercând să scape bazma curată, jandarmul și-a scos și el un certificat medico-legal, din care reiese că a fost gâriat și lovit de un corp dur, având nevoie de câteva zile de îngrijiri medicale. În cele din urmă, procurorii au stabilit o serie de măsuri pe care bărbatul trebuie să le respecte chiar și atunci când se află la serviciu. Să evacueze temporar locuința familiei din Târgu Cărbunești, păstrarea unei distanțe minime de 100 de metri față de reclamantă, față de domiciliul acesteia din Târgu Cărbunești și față de spitalul de urgență Târgu Cărbunești ca loc de muncă al reclamantei. Interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondență sau în orice alt mod cu reclamanta, a decis instanța de judecată, interdicția fiind valabilă o lună de zile. Cei doi soți au împreună un băiat, instanța decizând ca acesta să locuiască pentru o perioadă în casa din comuna Căpreni a tatălui său, decizie care i-a nemulțumit pe părinți, amândoi contestând decizia judecătorilor. O familie din Motru a fost la un pas să rămână fără agoniseala de o viață după ce casa lor a fost lovită de un trăsnet. Locuința din comuna Lupoaia a fost cuprinsă imediat de flăcări și mai multe echipaje de pompieri au intervenit pentru a stinge vâlvătaia. Etajul 2 și acoperișul casei au fost distruse. Din fericire, nu au fost înregistrate victime, membrii familiei reușind să iasă la timp din clădire. Casa cu etaj din localitatea Lupoaia din municipiul Motru a fost lovită de un trăsnet și a luat foc miercuri în timpul unei furtuni cu tunete și fulgere. Mai multe echipaje de pompieri au intervenit, însă acoperișul de circa 200 de metri pătrați a fost distrus, iar etajul al doilea a fost și el afectat în urma incendiului. Două autospeciale au intervenit pentru a stinge flăcările. Ieri, în jurul orelor 14:40, ISU Gorj a fost solicitat să intervină la o situație de urgență generată de un incendiu izmucnit la o casă de locuit din satul Lupoaia, municipiul Motru. La fața locului s-au deplasat patru autospeciale de lucru cu apă și spumă,
încadrată cu 18 subofițeri, un ofițer și o ambulanță smurt din cadrul detașamentelor de pompieri Motru și Târgu Jiu, care au localizat incendiul în timp util, reușind lichidarea acestuia fără propagarea la vecinătăți. A ars acoperișul casei de locuit pe o suprafață de circa 200 de metri pătrați, cauza probabilă fiind trăsnetul. Din fericire, nu au fost înregistrate victime, pagubele sunt însă considerabile. O comisie de specialiști va analiza monumentele realizate de Constantin Brâncuș la Târgu Jiu. Operele din piatră s-au umplut de mușchi și de licheni. Comisia respectivă urmând să stabilească acum dacă se impune sau nu curățarea monumentelor afectate de umezeală. Și în trecut, operele au fost supuse unor acțiuni de biocidare pentru a fi eliminată microvegetația crescută pe travertinul din care au fost realizate. Operele din piatră realizate de Constantin Brâncuș la Târgu Jiu vor fi analizate de către o comisie de specialiști. În municipiu au ajuns și reprezentanții Institutului Național al Patrimoniului. Scaunele din alea scaunelor în special s-au înverzit de la mușchi și de la licheni. În ultimele luni a plouat foarte mult și s-a dezvoltat vegetația pe operele respective. Primarul din Târgu Jiu, Marcel Romanescu, a declarat că specialiștii din comisie vor face o analiză și vor propune soluții privind curățarea sau nu a operelor afectate de umezeală. S-a stabilit o comisie din specialiști, chimiști, fizicieni, oameni care se pricep la astfel de obiective de interes național pentru a vedea care este soluția pentru rezolvarea problemelor care au apărut. De toate aceste aspecte, în momentul de față, și în dimineața aceasta am discutat cu domnul Doru Strâmbulescu, a fost informat și Ministerul Culturii, ieri au fost și reprezentanții INEP la Târgu Jiu pentru a vedea la fața locului aceste aspecte. Noi sperăm că în perioada imediat următoare să găsim, să ni se ofere soluția cea mai bună. Nu merg aici pe varianta care s-a mers în perioada anterioară, că fiecare dintre noi ne dăm specialiști în toate domeniile. Trebuie cu o comisie cu specialiști din diverse domenii să găsească cea mai bună soluție pentru rezolvarea problemei de acolo. Potrivit primarului din Târgu Jiu, operele din piatră din Parcul Central nu sunt puse în pericol în acest moment. Cu toate acestea, se așteaptă ca membrii comisiei să se pronunțe în legătură cu soluțiile care se impun în acest caz. În discuțiile pe care le-am avut astăzi cu domnul Doru Strâmbulescu, mi-a spus că nu sunt puse în pericol obiectivele de pe calea eroilor la acest moment. Și soluția pe care o vor adopta, v-am spus, este o soluție pe care o dă acea comisie. Deci nu e soluția de care discutați. E una dintre informațiile de care aveau nevoie pentru a putea să realizeze acel proiect, pe care ulterior să scoatem la licitație și să realizăm lucrarea. Și în trecut, operele din piatră au fost supuse unor acțiuni de biocidare pentru a elimina microvegetația crescută pe travertinul din care au fost realizate operele din Parcul Central. Amenințare cu proteste la Complexul Energetic Oltenia. Dumitru Pârvulescu, președintele Federației Naționale Mine Energie, a precizat că salariații companiei vor să iasă în stradă în cazul în care nu va fi aprobată legislația privind acordarea grupei de muncă pentru condiții deosebite. Asta pentru că de la 31 decembrie 2018, grupa de muncă pentru condiții deosebite nu va mai fi acordată pentru 500.000 de muncitori din România. Printre aceștia se află și 7.000 de muncitori de la CEO. Mii de angajați ai Complexului Energetic Oltenia vor să iasă în stradă pentru acordarea grupei de muncă pentru condiții deosebite. Oamenii se tem că se vor alege cu salarii mai mici dacă nu va fi aprobată legislația în acest sens. Potrivit președintelui Federației Naționale Mine Energie, Dumitru Pârvulescu, este la îndemâna guvernului să aprobe actele normative necesare, mai ales că la Complexul Energetic Oltenia, angajatorul a făcut măsurătorile respective și le-a comunicat instituțiilor competente. Eu sunt convins că politicienii vor înțelege și vor face modificările de rigoare, astfel încât colegii din minerii și energie care au în momentul de față condiții deosebite să le aibă și după 1 ianuarie. Am înțeles că în această situație sunt aproximativ 7.000 de angajați ai CEO care pot... Da, în jur de 7.500 și nu mai știu cifra exactă. Și din păcate mulți care au descoperit anul ăsta și molul și alte chestii prin carieră. Asta din totdeauna și nu vor dispărea. Tocmai de asta trebuie și recunoscut acest lucru la colegii de acolo, pentru că în timp capacitatea dumnealor de muncă se diminuează lucrând în astfel de condiții. Asta necesită o ieșire la pensie mai timpurie față de cei care lucrează în condiții normale. Ați discutat cu colegii dumneavoastră? Sunt dispuși să iasă în stradă? Deci această idee vine de jos, de la salariați, pentru că salariații au zis că atât timp cât nu li se va mai da astfel de avantaje, deci condiția asta deosebită, vor căuta locuri normale. Și pentru că nu există locuri normale de muncă în minerii și în energie, probabil că nu vor mai lucra.
De la 31 decembrie 2018, grupa de muncă pentru condiții deosebite nu va mai fi acordată pentru aproximativ 500.000 de muncitori din țara noastră. Între aceștia se află și peste 7.000 de lucrători de la Complexul Energetic Oltenia. Astfel, oamenii se vor alege cu salarii mult mai mici. Rectificarea de buget nu a mai fost aprobată de către guvern. Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj, a declarat că în continuare se fac analize și se poartă discuții în jurul sumelor necesare la nivelul instituțiilor din administrația centrală și locală. Șeful județului a dat totuși asigurări că va exista o rectificare de buget, în urma căreia vor fi acoperite cel puțin cheltuielile de funcționare de la primării, instituții deconcentrate și alte autorități. Deși trebuia să aibă loc luna trecută, rectificarea de buget nu a mai fost aprobată de către executiv. În aceste condiții, multe dintre primăriile din Gorj, care sperau să primească ceva fonduri pentru redresarea situației financiare, sunt în colaps. Cu toate acestea, șeful județului Cosmin Popescu afirmă că a purtat recent discuții la București și că a primit asigurări că va avea totuși loc o rectificare de buget. Mai multe primării din Gorj au deja mari probleme în ceea ce privește asigurarea fondurilor pentru funcționarea curentă. Altele au luat chiar măsuri de reducere a cheltuielilor și au ajuns să diminueze salariile angajaților pentru a mai putea funcționa. Comuna Bustuchin va deveni independentă din punct de vedere energetic. Autoritățile locale au semnat contractul de execuție pentru înființarea unui parc fotovoltaic în comună. Investiția se ridică la 363.000 de dolari, banii proveniți de la Fondul Român pentru Eficiența Energiei. Lucrările vor începe peste o săptămână, iar termenul de execuție este de 2 luni. Până în luna decembrie acestui an, comuna Bustuchin va avea propriul parc fotovoltaic și va deveni independentă din punct de vedere energetic. Locul ales de primarul comunei Bustuchin, Ion Ciocea, este situat în preajma sensului giratoriu care face legătura cu localitatea Berlești. Parcul se va întinde pe aproximativ 2 hectare de teren, iar investiția se va ridica la peste 350.000 de dolari. Bine, a semnat contractul de execuție a parcului fotovoltaic în parc public pentru a asigura independența comunității. Ce înseamnă asta? Că iluminatul, pentru că o să vedeți, nu mai durează mult. Avem legea insolvenței. Iluminatul, dacă n-ai bani, vei ține 2 ore pe noapte sau ai investit 10-12 miliarde de bani publici și o să-l închidem. O să închidem școli, grădinițe, reducem. Dar eu nu m-am interesat de ceea ce a făcut PSD-ul cu mine și eu m-am interesat ce le-am promis la oameni când m-au votat și am realizat, am tot și mai mult ce am promis. V-am spus-o, cu acest parc fotovoltaic nu credeam niciodată că o să-l fac. Lucrările de execuție vor demara peste 2 săptămâni și vor fi finalizate până la sfârșitul lunii octombrie. Capacitatea de producție a parcului fotovoltaic este de 400 MW pe an. Vă rog, este de 363.000 de dolari SUA care i-am câștigat prin Fondul Român pentru Eficientizarea Energiei. Și estimați cam în ce perioadă vor începe lucrările? Da, lucrările vor începe, nu durează 2 săptămâni, dacă am spus bine, am semnat, nu durează 2 săptămâni. Și termenul de finalizare? Termenul de execuție este de 2-3 luni. Banii pentru realizarea parcului fotovoltaic provin de la Fondul Român pentru Eficiența Energiei. Primarul Ion Ciocea și-a făcut și planurile cu privire la plata împrumutului. Banii trebuie returnați într-o perioadă de 84 de luni cu un termen de grație de 12 luni. Jumătate din producția de energie electrică a parcului fotovoltaic de la Bustuchin va asigura consumul comunei, iar cealaltă jumătate va fi introdusă în sistemul energetic național, pentru care primăria va obține banii necesari pentru plata ratei. Astfel, primăria Bustuchin nu va mai achita vreun leu pentru energia electrică. O firmă de construcții din județul Olt se va ocupa de reabilitarea și punerea în valoare a mausoleului Ecaterinei Teodoroiu de la Târgu Jiu. Opera se află în piața prefecturii din municipiu. În interiorul monumentului funerar se află osemintele eroinei de la Jiu. Bugetul pentru reabilitarea monumentului este de peste 700.000 de lei, fondurile fiind alocate de către Ministerul Culturii. Adrian Tudor, viceprimarul din Târgu Jiu, a declarat că, deși există o firmă de restaurare care a câștigat contractul, sunt greutăți în identificarea unui diriginte de șantier. Este nevoie de un specialist în restaurare monumente din piatră care să supravegheze lucrările de la mausoleul Ecaterinei Teodoroiu. Viceprimarul a precizat că a fost solicitat sprijin și de la Ministerul Culturii pentru a găsi un diriginte de șantier specializat în astfel de restaurări. Bugetul pentru reabilitarea monumentului este de peste 700.000 de lei. Licitația pentru procesul de execuție este adjudecată, este o firmă din județul Olt, din Slatina. S-a semnat deja contractul cu firma respectivă. Întâmpinăm o problemă în acest moment. Nu reușim să încheiem un contract cu un diriginte de șantier. Restaurare în piatră și componente artistice. Din mai multe motive. Este o perioadă foarte încărcată, proiecte la nivel național foarte multe. Și de asemenea sunt foarte puțini în România care sunt specialiști în acest domeniu. Noi am lansat și un anunț de publicitate la nivel național
Iar în această dimineață am purtat discuții și am cerut sprijinul Ministerului Culturii și Institutului Național al Patrimoniului pentru a identifica, a găsi un specialist în acest domeniu. Trebuie să, în câteva zile, să avem rezolvat această problemă pentru a începe lucrările la Mount Solea. Constructorii care au câștigat licitația vor reface și o cruce amplasată inițial lângă operă, dar eliminată în perioada comunistă. Mausoleul Ecaterinei Teodoroi, o figură cunoscută din istoria Primului Război Mondial, se află amplasat în piața prefecturii din Târgu Jiu și a devenit în timp una dintre emblemele orașului, fiind vizitat de foarte mulți turiști an de an. Contractul pentru preluarea noii piețe din Târgu Jiu nu poate fi semnat. La licitație au participat persoane fizice care au depus o ofertă. Cu toate acestea, condițiile de participare la licitație vorbeau de încheierea unui contract doar cu un agent economic și nu cu o persoană fizică. Autoritățile au mai încercat și în trecut închirierea halei, însă la licitație nu s-a prezentat nimeni. Hala nouă din piața centrală ar fi trebuit să fie folosită în perioadele de ger extrem sau de caniculă, astfel marfa ar fi fost protejată, iar comerțul cu produse agroalimentare s-ar fi desfășurat în condiții civilizate, numai că vânzătorii au refuzat să-și desfășoare activitatea în spațiul respectiv. În prezent, primarul din Târgu Jiu, Marcel Romanescu, a declarat că așteaptă lămuriri de la specialiștii instituției pentru a vedea dacă semnează sau nu contractul pentru preluarea noii piețe din Târgu Jiu. Dacă documentul de concesionare a acesteia nu va putea fi semnat, licitația va fi reluată și vor fi acceptate oferte doar din partea unor societăți comerciale. A fost scoasă la licitație. Din păcate, în momentul de față sunt anumite probleme legate de semnarea contractului cu cei care s-au prezentat la licitație, pentru că în caietul de sarcini era prevăzută participarea unei societăți comerciale, a unei societăți comerciale sau, nu știu exact, poate unei asocieri de societăți comerciale. La licitație s-au prezentat persoane fizice. Trebuie ca juriștii din cadrul primăriei să clarifice aceste aspecte și să vadă exact dacă a fost respectată hotărârea de Consiliul Local, care prevedea un anumit lucru, după aceea la licitație s-au prezentat persoane pentru a licita pentru acest spațiu. Dacă lucrurile vor fi foarte clare, semnăm contractul cu cei care au câștigat la licitație, dacă nu se rea licitația, și sunt convins că se vor găsi persoane juridice care să participe la această licitație. Noua piață construită în spatele halei de carne din piața centrală este nefolosită de ani de zile. Comercianții nu au dorit să se mute în noul spațiu pe motiv că își pierd cumpărătorii. Liderul PNL Târgu Jiu, Marcel Romanescu, a negat astăzi din nou că ar fi purtat discuții cu vreun lider al PSD privind trecerea sa la socialdemocrați. Primarul din Târgu Jiu a precizat că nu s-a întâlnit niciodată nici cu Liviu Dragnea. Prin urmare, orice zvonuri privind plecarea sa din PNL nu se confirmă. Afirmațiile lui Marcel Romanescu sunt făcute în contextul în care chiar liderul PSD Gorj, Florin Cârciumaru, a readus în discuție subiectul referitor la negocierile care s-ar fi purtat între primarul liberal și socialdemocrați. Romanescu neagă însă din nou că ar fi avut vreodată astfel de întrevederi. Din păcate pentru dânsul, mai ales că a recunoscut un mare adevăr, n-a participat niciodată la vreo discuție din acest sens, iar vreodată, dacă voi face vreo discuție, o fac cu oameni de onoare, oameni care știu să-și respecte cuvântul. Discuții, suntem politicieni, până la urmă, lăsând la o parte calitatea mea de primar, discuții vor fi. Așa și eu am auzit foarte multe discuții despre domnul Cârciumaru, însă atât timp cât n-am avut niciun fel de dovadă, nu le-am dat în spațiu public. În privința dânsului, am prea multe comentarii de făcut. Primarul din Târgu Jiu a dat din nou asigurări că va rămâne membru al PNL, în ciuda faptului că până în momentul de față s-a tot vorbit despre plecarea sa fie la PSD, fie la alte partide. Romanescu afirmă că oricum nu este interesat de ultimele discuții din spațiul public, cum că ar exista din nou un interes în ceea ce privește aducerea sa în rândurile socialdemocraților gorjeni pentru a candida la primăria Târgu Jiu în 2020. Atâta timp cât sunt membru al Partidului Național Liberal și voi rămâne membru al Partidului Național Liberal, nu se putea pune în discuție purtarea unor discuții. Se discuta că am fost la Dragnea, că am discutat cu Dragnea. N-am ajuns niciodată, nu l-am cunoscut pe domnul Dragnea. De ce credeți că tot este reacție în discuție acest subiect? Poate pentru că nu au un candidat pe care să-l lansă? Eu știu că domnul dânsul susține pe domnul Tudor, așa că din acest punct de vedere pot să aducă tot felul de subiecte. Eu de 18 ani, cel puțin la PSD, am fost transferat de cel puțin 30 de ori. Așa că nu mă mai surprinde încă o dată că sunt transfer la PSD. Ca om politic am dreptul să discut foarte multe lucruri, însă calitatea mea de membru al Partidului Național Liberal n-a dispărut niciodată și va rămâne în continuare.
În ultima perioadă s-a vorbit inclusiv despre posibilitatea ca Marcel Romanescu să facă echipă cu fostul social-democrat Ion Ciocea la un nou partid care ar urma să fie înființat. Zvonurile au apărut după ce Ciocea și Romanescu au apărut împreună la zilele Comunei Bustuchin, cei doi recunoscând că și-ar dori să conlucreze și în plan politic pe lângă relația de prietenie pe care o au. Nici vorbă de așa ceva. Am zis că mi-aș dori ca împreună cu domnul Ciocea să fiu într-o zi împreună și m-aș bucura dacă dânsul s-ar orienta spre Partidul Național Liberal. Da, este foarte bun prieten, știu că este un foarte bun primar, un om de foarte bună calitate și mi-aș dori. A fost una dintre dorințele pe care le-am avut de când sunt în politică. Pentru că ai ce învăța de la acel om. Și eu sunt un primar tânăr de la domnul Ciocea. În fiecare zi, în discuțiile pe care le-am, am foarte multe lucruri de învățat. Domnul Ciocea v-a spus că a intenționat să fie la... Nu, n-am avut o astfel de discuție. Dânsul este ofertat de foarte mulți ani de toate formațiunile politice, nu numai de Partidul Național Liberal. Până acum vedem că a câștigat ca independent sau ca membru al Partidului Social Democrat. Este o relație personală care s-a creat între noi și care va funcționa și de acum încolo. Știrile Acces TV se opresc aici. Sunt Mirela Drăgan, vă mulțumesc pentru atenție. Cu noi informații vă aștept mâine seară de la ora 18.